ceva despre roadele care așa cum nu știu de la ciclul de urmă. Dar noi Dumnezeu, îi mulțumim că ești Dumnezeu nostru și vrei să nu trăim oricum să trăim o viață plină de belșug, plină de roade pentru tine, te rugăm să ne ajut și te rugăm să ne deschizi inima și seara asta și vrem să ne vorbești și vrem să devenim mai buni și mai semnători Domnului Iisus. Te rugăm să ne ajut, ne rugăm să numești Domnul Iisus. Amin. Amin. Osul nu vine decât să cure, să prăjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Din belșug. Amin. Nu orice viață, ci viața care se uită alți oameni și spun, bă, e ceva neobișnuit cu omul ăsta. Cred că e o chestie cu omul ăsta. E ceva a cui e telefonul? E ok. Următorul verset de dimineață. Respirați. Era așa. Eu sunt dictat. Voi vedeți plăzitele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce lucru. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ideea la versetele astea este că ne luăm sursa din Dumnezeu, ne luăm înțelepciunea din Dumnezeu și Dumnezeu vrea să trăim vieți de calitate. Nu oricum. Când Domnul Iisus vine în viața unui om, când un om îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, de exemplu, dacă Vlad, de exemplu, îi este Dumnezeu în cale, în gardă, și îi schimbă total viața. Gândiți-vă că Vlad e asemenea un om, poate nu, dar poate asemenea un om dificat. Când am zis că nu imaginăm, nu știam. Da, dacă ar fi un pământ dificat, imaginați-vă când vine Domnul Iisus în viața unui om, în care și cum ar speria ploaia aia din cer. Pământul ăla nu mai s-a presupus la fel. Pământul ăla aduce ceva rău. Dacă erau ceva semințe și Domnul Iisus spune semințe, crește ceva de acolo.